ediție explozivă. Bun găsit, doamnelor și domnilor. O să vedeți exact despre ce este vorba. S-au adunat toate forțele, toate energiile, tot scandalul posibil în familia Constantin. Ieri ați auzit depoziția tatălui și a surorii, care a afirmat că mama ar fi fost dusă cu toate forțele către un deces de către ceilalți frați pentru a se lua o moștenire. Astăzi intră în scenă și ceilalți frați. Toată lumea va fi cu armele pe masă și noi cu invitații noștri. Până atunci însă, hai să vedem cu ce vă mai servim astăzi. Noi detalii în scandalul familiei de la Ciucurova. Ies la iveală prin declarațiile fraților Constanței Constantin. Avocatul Adrian Cuculis și Amalia Belantoni sunt cei care vor încerca să scoată adevărul la lumină. Imediat, doar la Exclusiv VIP. Ce-a învățat Claudia Ghițulescu de la tatăl ei și de ce nu ține ea supărarea pe nimeni? Aflăm doar peste câteva clipe. Declarații în exclusivitate ale lui Bogdan Ioan Furtună, medicul care o acuză pe Oana Zăvoranu de șantaj, în doar câteva momente. De pe plaiurile Bucovinei, în platou la Exclusiv VIP, cum va face față Ilie Caraș provocărilor ce-l așteaptă? Imediat! Nebunie mare astăzi, doamnelor și domnilor. Amalia Belantoni și domnul avocat Adrian Cuculi sunt invitații noștri. Bun găsit! Salutare, Cristi! Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim! Bună ziua, Amalia! Pe de altă parte, continuăm povestea care a suscitat interesul dumneavoastră ieri în legătură cu scandalul uriaș din interiorul familiei Constantin. Pe tată l-am auzit, pe Constanța, sora care a acuzat ceilalți frați că au complotat pentru a pune mâna pe avere. Astăzi avem și declarația fraților. În continuare, alături de noi se află prin Skype doamna Constanța Constantin, pe care vreau să o salut. Să rămână, doamnă! Bună seara! Bună seara, bună ziua! Așadar, totul se întâmplă acolo la Ciucurova. Pe de altă parte, avem foarte multe documente pe care le-am primit astăzi și sigur că da, vom intra în legătură și cu frații dumneavoastră. Pentru că Daniela Constantin și Nicolae Constantin vor intra alături de noi prin telefon. Sunt deja, bun găsit. Haideți să vedem totuși și părerea surorii dumneavoastră în urma acuzațiilor pe care le-ați făcut ieri, care sunt cu adevărat terifiante. Că noi înțelegem și sugerăm că ceea ce sugerați dumneavoastră și tatăl dumneavoastră este că ceilalți au dus-o pe mama dumneavoastră și fosta soție a domnului Ion Constantin către deces pentru a pune mâna pe avere, ca să rezum, da? Da. Bun. Ileana Constantin, sora care a rămas în casă, ne-a transmis următorul punct de vedere, ca să avem și cealaltă parte, cum ar zice domnul Cuculis, audiatur et altera pars. Părinții au venit din Fântâna Mare, li s-a dat teren de la primăria Ciucurova să-și facă casă împreună. În 1970 s-au apucat, să liniuțau, mă scuzați, nu toată lumea le are cu gramatica, în 1971 m-am născut eu, virgulă, Ileana, copil eram și căram pământ să lipească mama pereți. Ce frumos, câtă poezie. Știu că Tasu a bătut un veci și a făcut pedeapsă la locul de muncă. După câțiva ani a bătut un pădurar și a făcut 3 ani de pușcărie. Mama s-a chinuit singură cu noi. Tasu, adică nu e și tatăl doamnei ăsteia, sau în fine, o să aflăm. Frații fiind mai mari o ajutau pe mama, câștigând și ei de oriunde câte un bănuț, muncind cu ziua. Când a venit de la închisoare, nu-l mai interesa de familie. Banii ce-i câștiga
umbla, adică cu banii pe care îi câștiga, umbla, îi cheltuia, cum ar fi, ca să traduc din română în română, de la o mândruță la alta și acasă, când venea, era o virgulă, dar s-a mâncat, făcea scandal, o bătea pe mama, noi o păzeam să nu o omoare, că dormea cu cuțitul sub pernă. Doamne sfinte, viață grea am dus, de aceea nu pot să-l numesc tată. În 1992 a plecat de acasă la Basarab, s-a însurat, s-a recăsătorit, bănuiesc că n-a fost bigam, gândesc, s-a aflat imediat. Cea mai mică, probabil soră, era minoră, pensia alimentară nu plătea, tot el a deschis divorțul, după divorț a fost partaj, de aceea era ieșit din drepturi. După decesul mamei am vrut să ne împărțim frățește, ea, adică Constanța pe care a zis-o mai devreme, nu a vrut, pe motiv... P-ul nu mai e, că a investit, virgulă, minte! Am ajuns în instanță și s-a dat pronunțarea pe Constanța, a dat-o separat, deoarece nu ne înțelegeam cu ea niciunul din trei frați. Atât am avut de spus, trageți dumneavoastră concluzii, în dosarele penale sunt martori și dovezi. Doamna Constanța, păi da, tatăl dumneavoastră care părea ieri o victimă, pare să fie așa un monstru familial? Bine, eu nu pot să judec părinții, pentru că acum, în ziua, și în ziua de azi, cu lumea care o trăim acum, că lumea a mai fost ieșită și are mintea mai dezvoltată și se întâmplă anumite probleme. Dar ei că se certau înainte sau ce se întâmpla înainte, eu nu îi pot judeca. Mai ales că acești frați i-au luat viața lui mama, această Constantin Ileana a bătut-o pe mama, ea nu poate să-l judece pe tata că o bătea pe mama din gelozie asta sau ce s-a întâmplat vieții, atunci. Mai trebuie și probată un pic, că, adică ce diagnostic a avut mama când a plecat la cele sfinte? Comoție cerebrală. Comoție cerebrală. Am înțeles. În urma unei contuzii, Amalia? Da, da. Eu zic că nu are niciun fel de relevanță afirmația pe care a dat-o declarația, fiind copil, cum era, fiind băiet păduri cu trei ram și lipeam pereții copil cu fiind, pământ. Da. Așa. Deși ceea ce pe noi ne-ar interesa foarte mult aici este părerea unui avocat. Adică drepturile sunt drepturi, indiferent de activitatea pe care ar fi trebuit să o denunțe la momentul respectiv. Doamna a decedat, violența în familie este de când lumea există legi împotriva. Să vă spun și eu câteva vorbe. Treaba asta când sunt mai mulți frați, respectiv că tu ai bătut-o pe mama, că tu l-ai bătut pe tata, că n-ai avut grijă de el, că eu m-am ocupat de ritualurile creștinești. Lucrurile astea sunt folosite de fiecare dată atunci când una dintre părți spune, ba nu, eu sunt mai egală decât tine, chiar dacă tu ești egal cu mine, că ești fratele meu. Și atunci apar discuțiile astea. Văzusem mai devreme în trecere, pentru că înțeleg că sunteți la a doua ediție deja cu acest caz. Eu încerc să mă prind așa din mers, sper că am și reușit. Am văzut un contract de vânzare-cumpărare la un moment dat acolo. Da. Deci eu înțeleg în economia discuției că părinții ar fi înstrăinat către unul dintre frați la modul există general. Există un contract de vânzare-cumpărare între Ion Constantin, tatăl, adică zugrăvit tatăl, în culori tatăl, foarte exact, vii mai devreme exact, de Ileana, exact. Către cealaltă fiică și anume Constanța din imagine. Perfect. Dar Ileana spune că el ar fi fost decăzut din drepturi. Dacă ai observat. Da, mă rog. N-am S-a întâmplat asta, doamna Constanța? Asta era întrebarea, ce înțeleg ei cu decăderea asta din drept. Așa, pentru că noi avem acte, judecătoria a cerut acte să se afle, adică au vrut să-mi strice acest act, contract de vânzare-cumpărare și n-au reușit pentru că există acte, este înregistrat doar tatăl meu și mai am aici acte, dacă după aceea am să vă trimit, unde și de la prefectură rezultă tatăl meu cu titlul de proprietate și mama după divorț rămăsese doar cu casă, nu a decăzut tata din drept. Deci casa era a doamnei? Da, am înțeles lucrul ăsta. Terenul era al domnului, domnul a dat fiicei. Când s-a împărțit, s-au împărțit toate. Exact. Vreau doar să înțeleg un singur lucru. Acum hotărârea de partajare a bunurilor a inclus și terenul respectiv și imobilul pe care l-ați construit dumneavoastră pe terenul pe care vi l-a pus la dispoziție tatăl? Nu, construcția, casa a construit-o tata. A, deci cu totul era construit de către tatăl. Și dumneavoastră ați avut un contract de vânzare-cumpărare, adică imobilul respectiv plus terenul de sub imobil a fost vândut către dumneavoastră, de către tatăl dumneavoastră, corect?
Nu, doar terenul. Casa a rămas în succesiune, pentru că... Okay. Uite, există o prevedere acolo că pe teren există o casă care nu intră în sfera contractului. Deci, practic, dumneavoastră v-ați partajat cu tot ceea ce înseamnă imobilul respectiv ridicat de către tată, iar contractul de vânzare-cumpărare a vizat doar terenul. Iar cu privire la teren, lucrurile sunt clare acolo, nu mai aveau ce să împartă. Hai să vedem. Doamna Daniela Constantin, dacă are un punct de vedere în legătură cu această dilemă a unui teren care, deși fusese vândut, a fost împărțit, ar fi bine să... Să rămână, doamnă, vă ascultăm! Bună ziua! Deci, în ceea ce privește terenul cu casa, deci a fost un proces care s-a făcut pentru dividere și împărțirea moștenirii. Deci a fost divis la toată lumea, pentru că noi suntem 5 copii și toți 5 avem dreptul. Păi stați un pic, dacă terenul aparținea prin contract surorii dumneavoastră, dumneavoastră ce mai împărțeați? Întreb din partea domnului avocat, nu din partea mea, nu? Da, și aș mai continua cu încă o chestiune. Partajarea respectivă pe care încercăm acum să o aflăm dacă s-a întâmplat sau nu este definitivă, pentru că ar fi o eroare judiciară extraordinară. Sigur că există ceea ce numim noi accesiune imobiliară. Accesiunea imobiliară înseamnă că, uite, Cristi, tu mă lași să construiesc pe terenul tău, da, iar ulterior, practic, terenul de sub imobilul meu devine terenul meu, pentru că se confundă. Adică poți să accesezi imobiliar, este un mod real de dobândire a dreptului de proprietate. Deci... o chestiune tehnică și nu vreau să le umplu capul cu treaba asta. Doamna Daniela, cum e, domne, cu terenul ăsta, dacă îi aparține, dacă am văzut un contract al Constanței, cum poate să fie împărțit? Să înțeleg? Da, acel contract a fost verificat și este un document fals. Deci, mai de către cine verifică contractul de vânzare-cumpărare? Pentru că suntem pe cale legală și s-a descoperit că acel document a fost și este un document fals. Dar cine a constatat lucrul ăsta? Stați, nu treceți mai departe. Cine a constatat lucrul ăsta? E constatat de lege. Lege, care adică cine? Noi am mers... Mai concret. Am mers pe tot timpul pe lege. N-am mers cu minciuni. Instituția, doamnă, cum se numește? Instituția, unde ați fost? La ce tribunal ați fost? Cine a constatat? Nu pot să vă dau mai multe... Păi sunt documente și noțiuni publice, nu e un secret. Sunt documentele, legea este, așa că eu nu pot să... Doamnă, mie mi se pare că este lipsit de cap și coadă, pentru că dacă tot s-a făcut un contract de vânzare-cumpărare fals, pentru Dumnezeu îl făcea măcar și pentru casă, îl făcea și pentru teren. Adică este cel puțin lipsit de sens să faci o vânzare-cumpărare în fals. Acum, sigur, eu am văzut că este un act care a trecut și prin fața unui notar. Nu știu de ce spuneți în fals. Sau poate că dumneavoastră vă referiți că ar fi fost influențat tatăl să semneze contractul acela. Poate la asta vă referiți. Tatăl a consimțit ieri că a vândut terenul. Atunci, fals la ce vă referiți? Pe ce vă bazați că e contractul fals? Că tata era de acord să vândă terenul, fata a zis că a plătit terenul. Adică, de ce spuneți că e fals? Pentru că sunt sigură că așa este. Pe ce vă bazați, doamnă, că aici cu legea, vorba dumneavoastră, nu ne jucăm. Ori e, ori nu e. Adică, pe care e temeiul legal și care este hotărârea instanței? Căută, trebuie o hotărâre instanței ca să se revină la starea inițială, nu? Normal. Păi și unde e hotărârea? Dați-ne-o și nouă. Dar de ce să vă aduc hotărârea la televizor? N-am înțeles. Doamna, ați fost, la o judecată? Haideți să luăm așa ca la țară. Ați fost la o judecată? Ați fost în fața unui judecător, într-o sală de judecată? Normal că s-a fost. Doamna Daniela, dacă vreți ca lumea întreagă care urmărește acest caz, că de asta ați intrat, ca să aveți un punct de vedere și să se pună în lumină adevărul. Dacă doriți ca lumea să spună că sora dumneavoastră greșește, trebuie să veniți și cu dovezi, dar dovezi palpabile, scrise. E foarte simplu. De asta vreți. N-am eu interes personal să-mi dați mie contractul cu domnul Cuculiș și cu doamna Belantoni, nici atât. De asta v-am întrebat. Dați-ne documentul, că atunci, în momentul acela, aveam o bază de discuție. Correct.
Și atunci rămân niște alegații care, credeți-mă, chiar vă pot face mai mult rău. Exact. Respectiv, sora dumneavoastră să spună că, mă rog, o acuzați de fapt cumva de cel puțin o instigare la un fals sau cumva o constrângere a tatălui dumneavoastră să fi semnat contractul. Deci vă faceți un deserviciu dacă nu aveți o hotărâre. Doamna Daniela, stați un pic că mai este fratele dumneavoastră și poate are mai multe informații. Domnul Nicolae, sunteți cu noi? Da, da. Luminați-ne dumneavoastră că doamna Daniela ne-a spus că acest contract a fost fals și că există o decizie a instanței. Cine a dat-o? Și dați-ne și nouă că doamna Constanța, ca să ne dovedească partea ei de adevăr, a venit cu un contract. Haideți să vedem și noi o decizie a instanței, dacă se poate. Domnule, contractele cred că sunt la... Că noi nu suntem în România, suntem plecați. Contractele sunt acasă la sora mea cea mai mare. Și în primul rând, surorile nici nu erau când aveam eu 7 ani, 5 ani. De atunci am pornit, când s-a mutat 7 ani, Ciucurova. Înțeles bine? Când avea domnul 7 ani, da. 5 ani aveam, 5-6 ani când ne-am mutat în Ciucurova. Așa. 7 ani, că am plecat la școală. Și primăria, când s-a dat pământul pentru casă, s-a dat pentru familie. Ei erau căsătoriți, nu i-a dat numai lui. Că s-a făcut că e pe numele lui, pe numele lui. S-a dat pentru familie, pentru tineri căsătoriți, cum era atunci. Așa. Nu pot să zic că faptul este în... S-a depisat că la... Când a fost pasajul, divorțul, toate astea, de eu cu tractorul, cu remorca, am venit și am luat bagajele lui și le-am dus acasă, acolo s-a închis totul. Stai o secundă, deci... Domnul Nicolae, să dăm bătrân cu păr alb în cap. Deci, da. La un moment dat s-a dat terenul. A existat o atribuire, un act de proprietate. Ce a fost recuperat actul de proprietate? Domnul Ion sau amândoi? Amândoi. Amândoi. Doamna a zis tata, am auzit un tată. Cine a zis? Doamna Constanța, ce a spus? Eu am zis tata. Stați o secundă, mă iertați puțin, doamnă, din moment ce erau pentru tinerii căsătoriți. Că înțelegem direct de aici că evident că erau împreună și este irelevant dacă erau trecuți amândoi pe contractul respectiv. Poate nu erau, sau pe atribuirea respectivă. Păi, mergem și noi pe informația clientului acum. Doamna Constanța, interveniți dacă aveți să precizați ceva. Atunci când s-a dat terenul, s-a dat într-adevăr pentru a-și construi tinerii căsătoriți casă, dar fără acte. Actele, s-a dat o lege, că nu mi-aduc aminte exact când, bănuiesc că prin 90-89, nu știu exact, s-a dat o lege unde atunci s-a depus o cerere de tatăl meu și s-a eliberat acest titlu de proprietate în 91, nu țin minte exact. O reconstituire, deci este legea lupului, dacă nu știu. Ăștia vorbesc din fantazie, nu știu din ce. Bun. Domnul Nicolae, deci vreți să spuneți că tatăl dumneavoastră a luat terenul, n-a mai vorbit cu mama și a fost un fel de răzbunare? Ca să înțeleg și eu, că încerc să fiu avocatul dumneavoastră cumva, ca să pricep. Nu, domnul, v-am spus, la primărie se dădea locuri pentru tineri căsătoriți, nu se făceau actele într-adevăr atunci, da? Dar pe parcurs s-a făcut actele, fără proiect, s-a făcut casa, fără... Deci de aceea n-a fost, înainte nu se făcea prea multe, dar s-a făcut acte, nu s-a făcut pe loc atunci. Așa, și nu, după aia? După câți ani s-a făcut, dar erau împreună. Și? Păi nu poate... Deci, ca să ne înțelegem și cu casa asta pentru tineri căsătoriți, există o dispoziție a primarului, există un document prin care este dat acel teren. Vreau să vă dau un exemplu chiar de pe lângă București. Și în momentul de față se dau asemenea imobile, terenuri, unele primării le dau în concesiune pe 50 de ani, înainte era 99 de ani, alte primării fac vânzare, cumpărare, există hotărâri de Consiliul Local, deci trebuie să avem în vedere că fiecare primărie avea câte un
program de genul acesta. Așa. Dacă imobilul, teren, a fost dat către ambii părinți, atunci vânzarea făcută doar de către tată, dacă mama mai era în viață sau divorțaseră sau decedase și nu fusese făcută moștenirea, că nu le știu situația din spate, atunci vânzarea a fost ilegală și tind și eu cumva să-i dau dreptate celeilalte invitate ale tale, care spunea în felul următor, că a fost anulat. Păi era anulat pentru că nu poți să faci o vânzare tu dacă ești și cu un alt proprietar acolo. Acum, e o succesiune de acte care trebuie să fie vizualizată, da, și pleacă toate de la momentul împroprietăririi lor, a bătrânilor, ca să spunem așa, de către primăria, celor care au fost la vremea respectivă proprietăriți. Domnul avocat, cu tot respectul, dacă îmi permiteți, acest document a fost trecut pe la un notariat, a fost autentificat. Mă îndoiesc, știu că există o corupție destul de mare și la orice nivel în România, dar totuși un avocat să emită un act de vânzare-cumpărare plătit, un imobilă, în cazul notar, de față, da, să... Poate nu știa. Păi da, eu cred că este asta, totuși responsabilitatea fiecărui notar să verifice legalitatea documentelor în urma cărora el va emite această autentificare de vânzare-cumpărare. Amalia, noi am aflat ceva, că nu ar fi primit acte de proprietate pe terenul, așa, inițial, s-ar fi primit ulterior, da, și nu știu statusul lor, adică mai erau căsătoriți, nu mai erau căsătoriți, documentele de proprietate au fost făcute în momentul în care erau țineți căsătoriți. Întrebările le punem după o scurtă pauză, pune din nou întrebările domnul Cuculis și frații să se lămurească sau să ne lămurească pe noi. Declarații în exclusivitate ale lui Bogdan Ioan Furtună, medicul care o acuză pe Oana Zăvoranu de șantaj, în doar câteva momente. Înainte să plece către alte cazuri, domnul avocat Cuculis a văzut două titluri de proprietate primite de la doamna Constanța în legătură cu terenul. Nu știu dacă astea pot fi falsificate așa cu una, cu două. Titlurile astea nu ai ce să falsifici la ele, dar vreau să fac... A, uite că le puneți și voi pe ecran. Dom'le, nu e vorba de niciun tânăr căsătorit acolo. Deci ei au avut acest domn Ion, despre care vorbim și am vorbit de la bun început, a avut la un moment dat un teren, da? De... scrie acolo, puțin mai jos pe el, 3.000 și ceva. 3.500, da, așa, ok. Al cărui drept de proprietate a fost reconstituit în 91. Și într-adevăr primăria, ulterior, undeva prin 2000 și ceva, 19. Că mai e un titlu de proprietate, a venit și le-a dat într-adevăr un teren, i-a dat, nu le-a dat, ci i-a dat un teren, s-a considerat de 5.000 plus. De 5.000 de metri pătrați. Dar nu pe considerentul că erau tineri căsătoriți la vremea respectivă în 2019, nu mai erau niciun tânăr căsătoriți, era o altă situație cu totul. Deci mie îmi face impresia, văzând aceste titluri de proprietate, și e bine că le-ați prezentat și voi, că de fapt discutăm despre altceva aici. Adică vânzarea propriu-zisă a fost făcută în mod legal pentru că era bunul propriu al omului. Deci nu erau bunuri comune, respectiv și al soției și al lui, erau doar bunurile lui. Da, o să-i mulțumim domnului Cuculis, va trebui să plece către un alt dosar. Pe de altă parte, doamna Constanța, am văzut actul, doamna Daniela, domnul Nicolae, hai să începem cu doamna Daniela. Deci dacă domnul avocat care a studiat spune că nu scrie nicăieri că e vorba pentru... Ar fi trebuit să specifice dacă e pentru tinerii căsătoriți, nu? Absolut, și de se aflau amândoi pe titlul de proprietate. Nici cum de e posibil așa ceva? Că nu a fost trecut pe acel contract, nu a fost trecută mama, deci... Cum e, care era dreptul ei atunci când a dispărut, apropo de acest teren? Liniște. Dacă ne mai, cred că i s-a blocat imaginea. S-au blocat toți. Da. Bun, Amalia. Și tăcerea este un răspuns. Evident, am mai văzut titlul acesta de proprietate și eu sunt posesoarea prin prisma tatălui meu. N-ai cum să falsifici vreodată, n-ai cum să invoci un titlu de proprietate că ți-a dat pe... că a fost căsătorie, că a fost tânăr, că a fost bătrân. Vorbim exclusiv despre un drept al proprietății, domnul Cuculis știe cel mai bine ce înseamnă și noi toți cetățenii ar trebui să cunoaștem aceste drepturi inviolabile. Absolut. În primul rând, dreptul de proprietate. Da, până care facem legătura, domnul Adrian, ce faceți acolo? Cristi, pentru astăzi vom pregăti un fui caprese cu o garnitură de cartofi țărănești. Doar că acest pui este un pic mai special. Avem mozzarella, piept de pui și
chorizo și vom face și varianta de post, niște ștevie de la mama din grădină, cu niște turte de orez cu curcumă. Da. Cam asta vom găti astăzi. Nu reușim să facem legătura acum cu frații. Eu n-am înțeles de ce doamna Daniela mi-a zis, dar de ce vă trebuie dumneavoastră? Uite, de asta îmi trebuie, ca să mă lămuresc. Am rămas împreună cu Amalia, după cum spun, am spus mai devreme, și domnul a spus că e vorba de tineri căsătoriți, dar actul nu prevede. Doamna Constanța, m-auziți? Nici doamna Constanța, așa, nu că nu vă mai văd, ați înghețat și imaginea cu dumneavoastră. Prin urmare, asta arată că nu era pentru tinerii căsătoriți, că nici dumneavoastră n-ați fost sigură când ați zis, adică mai devreme n-ați contrazis. Domnul avocat a observat titlul de proprietate. Păi vă spun că eu nu știu, eu am folosit motivele astea în instanță, eu nu știu ce să zic, eu nu am fost pe vremea aia, vedeți că ei folosește, da, problema e că ei au cerut actul la doamna notar și au vrut să-mi anulez contractul de vânzare-cumpărare, dar n-au reușit pentru că au fost actele în regulă și mi-a confirmat doamna notar, eu n-am plătit nimica pentru că eu nu plătesc pe nimeni. Doamna, să știți că nu este cu una, cu două. Mie mi-e umbra mea, eu nu fac fals nimica. Doamna Constanța, nu? Nu este așa de ușor să anulezi un act autentificat de către un notar. Adică notarul, în primul rând, el plătește cu libertatea lui dacă cumva emite fals în acte. Deci este, nu pot să spun că este imposibil. S-au găsit de foarte multe ori cazuri, chiar de grup infracțional organizat, între cei care aduceau terenuri și vindeau. Chiar și eu cunosc unul. Foarte mare, doamna este încă libertate, dar nu există așa ceva, deci vorbim despre o miză prea mică ca un notar să facă fals în acte pentru un amărât de teren, din nefericire pentru oamenii aceștia, care și ei sunt niște oameni de la țară, este viața lor, vedeți, o succesiune, da, care practic noastră a fost eliminată, niște fals în acte acolo la dumnealor, pentru că... Hai să vedem, stai o secundă, doamna Daniela, sunteți cu noi? Da, vă aud. Doamnă, am primit niște titluri de proprietate, unul din 1995, altul din 2019, numai că în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate, numai domnul Ion, tatăl dumneavoastră, este trecut, mama nefiind trecută, cum putea să apară ea în actul ăsta? Se poate vedea pe parcurs. Ce spuneți, că nu vă aud? Pe parcurs se poate vedea toate astea. Parcursul cui, doamnă? Pe care parcurs, doamnă? Că actul de proprietate e sfânt în România. Dar spuneați că a fost demontat acest act. A fost demontat acest act cum? Doamnă, nu pot să vă spun mai mult. Deci, doamnă, dar de ce nu vreți să spuneți mai mult? Legea își face datoria, așa că... Doamnă, nu înțeleg nimic. Dacă tot am ajuns să discutăm și vă mulțumesc foarte mult că ați consimțit să intrați alături de noi. Nu vreți să nu creadă, că știți că un om care nu vrea să spună e ca și cum ar ascunde ceva, nu? Exact. Ascundeți ceva? Păi pentru că are... Ce spuneți? Corupție, asta este la noi. Doamnă, eu înțeleg. Unde-i corupția, doamne? Deci domnul Ion s-a dus și a dat bani ca să îi iasă numai lui actul de proprietate? Nu, eu am zis Constanța, eu am vorbit acum. Da, doamna Constanța, am înțeles. Doamna Daniela, cum s-a făcut actul ăsta de proprietate și unde-i mama? Păi mama este... sub pământ. Dumnezeu să o ierte. Da, de ce dată asta mă fac? Păi da, doamne, dar dacă nu e în actul de proprietate, cum să împărțiți ceva în care ea nu era? Doamnă, dar dumneavoastră, vă repet, a spus că s-a demontat acest act, că este fals. A făcut o afirmație înainte de pauza de publicitate, că este un act fals. Așa a spus dumneavoastră. Nu. Cum s-a, adică care este partea de falsitate și cum s-a demonstrat? Of, domnul Nicolae, ne auziți? Da, da, vă aud. Cum e domnul Nicolae? Că ați auzit ce am vorbit mai devreme. Că, vă dau un exemplu, eu am fost
căsătorit, am divorțat. Actele erau toate pe numele meu, nu era trecută soția în acte. Dar totuși la partaj a părțit egal pentru că lăsați, mine. Nu, ascultați-vă, dacă îmi permiteți, haideți să nu divagăm, să nu ne întindem. Că am mai auzit povești la începutul emisiunii cu domnișoara care, fiind copilă, punea pământ și atcăra. Foarte frumos, și... poetic, foarte frumos, dar nu este cazul acesta. Atunci când vorbim despre fals în acte, nu avem de ce să invocăm personalitatea fiecăruia sau experiența personală. Da. Haideți să vorbim strict pe acte. Deci dumneavoastră, sora dumneavoastră, ați spus că este un fals în acte. Două surori și un frate, da? Da. Dumneavoastră ați primit o moștenire în urma unei succesiuni în care această doamnă din mijlocul ecranului, Constanța Constantina, da, a fost exclusă, da? Adică dumneavoastră ați venit la începutul emisiunii și ați spus că este un act fals demonstrat, presupunem noi, printr-o sentință judecătorească. O decizie definitivă. Aveți sau nu această decizie? Ați fost sau nu la o instanță de judecată? Nu vă dau la confirmă, eu am zis doar. Doamna. Pe cum adică ați spus și n-ați dat confirmare, doamnă? Venim la televizor așa să dăm, că n-am dat... Dar aici sunt niște... Dumneavoastră mă luați cu acte, eu acum... Păi fără acte nu se poate, doamnă. Carta canta, doamnă, dacă sunteți în Italia. Carta canta! No. Nici nu discutăm despre altceva. Păi și dacă nu am fost în România de atâta timp, cum să pot să fiu informată? Doamna Daniela, mi-ați spus că doamna Constanța bate câmpii, dar doamna Constanța a venit cu niște acte, așteptam același lucru și din partea celorlalți frați. Despre asta e vorba. Cați, momentul în care v-am sunat, toți a zis că e nebună, că nu știu, domnule, dar are niște acte. Corect. Eu pornesc pe documente. Domnul Nicolae, încă o dată, dumneavoastră spuneți că în 95 i s-a dat tatălui, da? Și în 2019 s-a consfințit, avem din nou un titlu de proprietate. Cum putea să fie rupt acest titlu de proprietate, că mă înțeles după aia că a vândut către Constanța, astfel încât să apară și mama, că eu nu pricep. Că dacă mi-explicați, vă jur că vă dau dreptate, că n-am altă treabă aici. Nu cunosc pe doamna Constanța, n-am niciun interes. Da. Cum e? Hai să o luăm de la început. Când s-a făcut casa aia în Ciucurova, s-a dat locul de la primărie. Hai, nu s-a făcut actele pe loc. Da, nu, domn, s-a făcut actele pe loc. Dar s-a făcut pe parcurs. Și atunci când s-a făcut pe parcurs, s-a făcut pe un membru din la familie, nu că s-au pus amândoi. Acolo scrie în constituirea drepturilor. Nu a fost cumpărat de taică-mea, nu a fost cumpărat de maică-mea. A fost dat de primărie. Și când s-a făcut actul, s-a pus un membru din familie. Așa s-a întâmplat. Bun, dar pe de altă parte... Adică s-a făcut pe un membru de familie, scrie acolo că domnul Ion este. Și dumneavoastră ce demersuri legale ați făcut? Poftim? Ce demersuri legale ați făcut? Acum suntem în tribunal, mai e nu știu cât timp o să mai fie până să rezolvă toate problemele. Problemele cu stimate, domn? Există o sentință, vedem cum se rezolvă, că poate să fie și într-o parte și în alta. Uite, o să-i mulțumim doamnei Daniela, o să las pe domnul Nicolae să fie purtătorul de cuvânt al părții adverse. Da, deci, dumneavoastră spuneți că dacă câtă vreme un singur om era pe actul de proprietate, dumneavoastră sau mama trebuia să facă o contestație în viață? Adică, cum procedați? Care e apărarea dumneavoastră? Că nu înțeleg care e apărarea. Acum nu știu, dacă noi nu suntem în temă cu tribunalul, acolo e sora mea mai mare. Da, aveți un avocat? Pe acolo. Avocat suntem... aveți? Da, este și avocat. Bun, e în regulă. Avem avocat. Haide că mai este și unchiul doamnei Constanța. Vrea să intre prin telefon, după care poate tragem o concluzie astăzi cu povestea asta. Acum începe să se mai lumineze. Că ieri doamna Constanța o pornise vertiginos, adică te și sperie de ce spune. Nu mai vorbesc despre violență, poate dacă mai e, mai vorbim mâine legat de ceea ce înseamnă... adică, atâta vreau, domnul Nicolae. Cum interpretați acuzele surorii dumneavoastră care spune că ați contribuit la în mod tragic și de-a dreptul ilegal la decesul mamei dumneavoastră? Aici greșește, pentru că maică mi-a avut o boală, i-a luat-o și în Italia. Noi, ce boală? Am dus-o la doctor în România, am găsit doctor specialist care o ținea pe niște pastile, i-a luat-o în ce Italia. Ce diagnostic era? Nu vă supărați. Da? Diagnosticul care era?
Alzheimer, avea de Alzheimer și... Și ea când a fost în spital, a murit pe patul spitalului, a murit în aparate, că a făcut, are, cum îi spune, a avut diagnostic cu tot de la doctor pentru această maladie și a luat tratament, da? Da, a luat tratament pentru memorie, ca să nu uite și... Da, cum zicea tatăl dumneavoastră ieri că a primit mâncare otrăvită? Mai ții minte că a, da, că a primit mâncare otrăvită și că a dat-o câinelui și era să moară câinele. Eu am văzut niște fotografii, dacă îmi permiteți, cu o doamnă netate, presupun că este mama, care avea o sfoară neagră legată. Ce spuneți despre acest lucru? Dar unde avea legată sfoara? Păi nu v-ați uitat să vă apărați? Hai, poate căutăm poza. Era o doamnă netate, întinsă în pat, se vedea că e suferindă și avea o sfoară neagră legată. Și am mai văzut și niște vânătăi. Despre acestea ce ne puteți spune? Că știți, violența împotriva femeilor, acolo unde sunteți, dumneavoastră, în ce țară vă aflați? Ia uitați-o pe doamna. Da. În Italia, ia. În Italia. Bun. Se scrie numărul pentru violența domestică. Și știți cumva, acolo în Italia, cum este cu violența împotriva femeilor? Că eu știu foarte bine. Eu știu că acolo, dacă am înțeles că acele echimoze care au fost ale doamnei, ale surorii dumneavoastră, eu știu că doar la un simplu telefon ar fi trebuit făptuitorul să meargă la pușcărie, dumneavoastră. Bun. Știți? Cum comentați toate lucrurile astea? Doamnă, dacă dumneavoastră nu cunoașteți situația, maică mi-a puțin le mai beia, mai cădea pe jos, mai urca pe scări, a căzut și în beci. Deci nu că a bătut-o cineva, că acum dacă avea semne, deci, să dovedească că a bătut-o cineva. Am înțeles, am înțeles. Bun, e clar, Constanța spune că a fost bătută, dumneavoastră spuneți că mai cădea și că trebuie să dovedească. Domnul unchiu Mihai Constantin știe cu povestea terenului, după care probabil că mai stăm puțin și tragem o concluzie cu Amalia și poate mai vorbim și mâine de subiectul ăsta. Domnul Mihai, care-i treaba, domne, cu terenul ăsta? Bună ziua și să rămână doamna Maria. Bună ziua. Situația pe care o cunosc eu. Da. S-aude? Da, spuneți. Da. Deci situația pe care o cunosc eu, a familiei Constantin Ion, adică fratele meu, Constantin Silvia Cumnata, actualmente Miron Silvia după moarte, că s-au despărțit, nu e așa de roză, ci nu e așa cum spun copiii. Adică? Unii spun adevărul, alții văd că începe să ocolească, să mintă, să... Cum e cu terenul ăla? Că după aia tragem o concluzie și despre violențe și alte loviri mai vorbim mâine. Care este care e treaba cu terenul? Cum a ajuns terenul și de ce e numai domnul Ion pe titlul de proprietate? Deci când s-a căsătorit fratele meu cu nata, ei n-au stat în Ciucurova, ei au stat în statul Fântâna Mare, o perioadă de timp. Așa. Când l-a născut pe Constantin Niculae, ci următorul Constantin Marian, după aia s-au mutat pe la Rahmanu sau nu știu pe undeva într-o comună, au stat o perioadă acolo, iar după aceea li s-a dat terenul ăsta în Ciucurova pentru casă. Și? Deci ei n-au fost tineri căsătorii și au luat terenul împreună. După nu știu cât. Deci era născut și Constantin Niculae și Constantin Marian. Ei se căsătoriseră când? Constantin Ileana și Constantin Constanță probabil s-au născut în Ciucurova. Nu mai știu minte exact. Dar vă spun sincer și corect, prima dată au avut casă în Fântâna Mare. Am înțeles. După care s-au mutat în Arahmanu sau nu știu ce comună, iar la urmă au ajuns în Ciucurova. Domnul Niculae, aveți ceva de spus repede acum? Da, domnul, da, eu am zis pentru tineri căsătoriți, m-am referit la maică-mea și la taică-mea, nu la mine. Că eu nici n-am fost atunci când tineri căsătoriți. Da, de principiu se căsătoresc tineri oamenii. Da, tinerii căsătoriți în sensul în care erau căsătoriți și aveau deja doi copii, că erau foarte căsătoriți și cu doi copii când s-au mutat în localitatea asta, la Ciucurova, nu? Da, se s-a dat terenul pentru familie, pentru... Da. Bine. Nu s-a dat proprietate, nu era proprietate de la nimeni, n-a cumpărat nimeni. Am înțeles. Bun. Aș vrea să mai... Un minut și gata, domnul Mihai. Vreau să mai subliniez aici o chestie, pentru că
Constantin Nicolae și Constantin Maria, cel puțin Constantin Maria n-a mai trecut pe acolo de vreo 11 ani, Constantin Daniela și aia a venit la 6-7 ani pe acolo și a făcut niște baieramuri pe la restaurantul Izvorului Cerului, Cerbului înainte de statul de Maicăța. Foarte bine. Iar Constantin Nicolae a avut cârciumă magazin acolo în Ciucurova, nu i-a mers treaba, a dat faliment, a pus-o pe măsa să vândă ghiocei ca să facă loc de bani să întoarcă înapoi în Italia. De ce i-a tăiat gâștele de Crăciun, că n-avea ce să mănânce? Constantin Constanța i-a lăsat lada frigorifică plină cu carne când venea în România și când pleca, îl luau de acolo și mâncau ei. Da. Am înțeles. Vocea poporului, da, întotdeauna ne arată și cealaltă parte a medaliei. Așa este. Da, dacă inițial doamna domnișoara contribuia cu pământul la efectuarea pereților, acum aflăm că de fapt mama, bătrâna defuncta, a contribuit la ieșirea din faliment și dintr-o mizerie și uite că a și decedat, acum nu poate să ne spună, dar se pare că este destul de complicată situația. Foarte complicată situația. Mulțumim foarte mult tuturor. Da, repede, 10 secunde că ne ia publicitatea. Doamnă, unchiul meu de la București, el nici nu știe... Eu văd că știe foarte multe amănunte. De două ori am găsit-o pe maică-ta fără bani, fără mâncare. M-am dus și am luat pâine și mâncare și am dat bani, da? Deci tu nu știi ce știu eu. Și maică-ta mi-a zis, îmi pare rău că am blestemat-o pe Constantin Ileana, da, să-i să ușuie mâna ca să dată cu mine. V-ați împărțit averea la vântă la mare, am văzut și acum... A văzut pe tine, s-a văzut-o și a trebuit-o pe jas. Și am blestemat-o. Și da. Mihai, îmi pare rău că am blestemat-o. Uite că o doare mâna pe Ileana, da? O să ajungă pe semele lui maică ta. Eu nu am nimic acolo. Eu nu trebuie niciun nimic. Nu te rușine că mi-ți gata măgarul ăla. Cum nu te rușine ție? Mă cam plecă la tine și mi-ai ajuns. Vă rog frumos, nu vă jigniți. Cum nu te rușine să vorbești? Dar vorbește în plus, vorbește... Da, este un unchi, eu cred că este un om înecată totuși. Te supăr adevărul, da. Nu se rușine. Îmi dau de cap cu frasul la Vântâna Mare, da, pentru avere. Și vine el să se facă la maica. Să vădă ghiocei pe fric, stătea la poartă, tremura și vedea ghiocei ca să-ți facă ție rost de bani, ca să ajungi în Italia. Da. Păi da, pentru că doctorul ai văzut chiarul vetru pe acolo. Nu mai spune, că așa este. Știu precis. Și vecinii, de ce ai amenințat pe vecinii, că dacă mai spun ceva, deschizi gura și o să fie mai de capul lor. De ce? Cu poliția de acolo, cu ăsta, cu șeful de post. Da? De ce ai... Nu mai vorbeați de nimic. Da, mulțumesc foarte mult, cred că o să mai vorbim și mâine, că văd că abia acum s-a încins treaba. Mulțumesc, Amalia. După pauză revenim cu alte povești mai blânde, dar interesante și ele. De pe plaiurile Bucovinei, în platou la Exclusiv VIP, cum va face față Ilie Caraș provocărilor ce l-așteaptă? Imediat!
Vorbedul, spune Claudia Ghițulescu, o invităm alături de noi, pentru că l-avem și pe Ilie Caraș. Aici avem o echipă foarte simpatică și foarte bună. Bine ați venit, vă pupăm. Haideți, doamna, bine v-am găsit. Claudia, nu vă formalizați așa, bine ați venit, sunteți bine? Foarte bine, am venit cu un cântec nou, pentru că ești prietenul meu și sunteți prietenii mei din prima audiție. Și data trecută am venit cu un cântec pentru mama. Și era normal să cânti și pentru tata, nu? Foarte se bine. Pune bine cu părinții, are nevoie de dar la nuntă. Da, da, da. E foarte frumos. Cât despre dar la nuntă, o să mai vedem, că am întrebat-o dacă se mărită din nou, dar pare o chestie, mai, cred că mai degrabă, cum să spun, vine apocalipsa decât vreo căsătorie. Dar ce atâta grabă? Dar ce atâta grabă, că abia am întinerit și eu un pic. Păi acum ai întinerit, ai întinerit de ceva vreme, nu? Da, sunt floarea vârstei, mai pot. Da, doamnelor. Auzi, când m-am căsătorit, eu sunt pe doamna Irina Loghin, apropo, și spun: doamna Irina, mă căsătoresc, nu știu ce, dar ce te grăbești cu mamă? Dar câți ani aveai? Aveam 39 atunci. Da. Și îmi zice: dar de ce te grăbești cu mamă? Genial. Mă, stai un pic. Dacă genial. Mai, că să mai stau, doamna Irina, da. Stai, mamă, că ai timp. Da. Salomia, nu te mai grăbi. Auziți? Vedeți că am să o ascult asfalt. Da? Că nu se grăbește Salomia, poate termina mâncarea mâine. Da? Tu ce freci acolo, mă spune? Ștevia noastră. Deja avem curtele de orez. Ți-i post? Da. Da. 5 minute, da. Doamnelor și domnilor, să vedem exact ce mâncăruri avem. Până atunci însă vom discuta împreună cu Ilie și cu Claudia, după ce vom avea o legătură telefonică, de fapt prin Skype, foarte utilă, pentru că ieri a fost o nouă înfățișare, puteți să nu comentați numai dacă doriți, o nouă înfățișare în procesul dintre Oana Zăvoranu, avem și declarația ei din presă, sigur că o s-o și sunăm pe Oana Zăvoranu, că ea are senzația că la noi la emisiune stăm, ținem numai cu unul, dar să știe Oana Zăvoranu că poate să vină la emisiune, chiar dacă cere 10.000 de euro și habar n-am dacă îi mai dă cineva vreodată 10.000 de euro pentru o singură apariție la TV. Noi chiar ținem la ea în continuare și vrem să auzim și vocea ei plină de talent. Până atunci însă, pentru că ne interesează subiectul, singurul care răspunde e domnul Furtună, dr. Bogdan Furtună, care este aici alături de noi. Atunci am eu de comentat aici. Este Claudia, care e prietena ta aici. Bună ziua. Bună ziua, domnul doctor. Eu am fost la clinică și eu îl cunosc pe domnul doctor. Nu știu despre ce e vorba, dar eu știu ce suflet are domnul doctor. Domnul doctor s-a ocupat pentru o perioadă de clinică a Oanei Zăvoranu, ocazie cu care au ajuns la tribunal, pentru că există acuzații de șantaj și domnul doctor vrea niște bani pentru că a dat... Cum? Ia, adu-le aminte, te rog frumos, domnul doctor, despre ce a fost vorba și ce s-a întâmplat ieri, pentru informații exclusivitate. Dar eu de domnul doctor pot să mă numesc avocată în momentul ăsta. Da. Îl apăr până la... Stai, dragă, că vreau pe el să-l aud. Da, domnul doctor, te rog. Mulțumesc mult, Claudia, apreciez foarte mult. Da, ieri a fost una dintre înfățișările din procesul pe care l-am cu doamna Ioana Zăvoranu. A fost un proces în care s-au audiat inculpații, respectiv doamna Zăvoranu și domnul avocat Călin Silviu Ionuț. Dânșii au dat declarații, mă rog, fiecare cum a știut sau cum a putut. Nimic din ceea ce a fost real. Numai că eu am o singură întrebare. Și chestia asta ieri când am ieșit din sala de judecată n-am reușit să o pun presei. Dom'le, aș fi foarte curios. O chestie concretă pe care a făcut-o doamna Zăvoranu cap-coadă, unul la mână și doi la mână. Ce a făcut util pentru țara asta? Că o vedem destul de des pe toate posturile de televiziune. Cu ce a adus plus valoare țării astea? Asta mă interesează. Hai că ți-ai răspund eu. Oana Zăvoranu a fost o prezență spectaculoasă a unor filme seriale din România, în sensul în care a fost în Numai Iubirea și în Ce-a mai fost. A fost o mare surpriză. Altfel, a mai avut câteva emisiuni TV foarte simpatice. E drept că a trecut multă vreme de atunci, de la un moment dat ea a ieșit din sfera asta media, a mai intrat puțin pe YouTube și cam atâta și a intrat în zona de afaceri, a fost o afacere cu un parfum despre care recunosc nu mai știu nimic și cu clinica la lansarea căruia am fost și te-am cunoscut pe tine, Bogdan Furtună. De aici încolo recunosc, tot așa, ca să vorbim la modul cel mai obiectiv, n-am mai văzut în ultima vreme decât o suită de procese cu oameni cu care a avut
contracte pe acolo și care înțeleg că unii dintre ei, cum e domnul doctor Horia, a și recuperat o sumă însemnată de bani. Ca să rezum. Și Horia Vlădescu a recuperat bani și medicii care au dat în judecată societatea respectiv pe dumneai ei, pentru că n-au fost plătiți, au plecat cu chiuituri fiecare medic, indiferent de cine l-a adus în acea societate, că l-am adus eu, că l-a adus Horia Vlădescu, toți au sfârșit în același fel. Și atunci, cum să vă spun, și îmi susțin ideea că am perfectă încredere în justiția română, că își va face până la capăt menirea și că va aduce lumină în acest caz, pentru că e păcat să vedem atâția oameni umiliți, jigniți, batjocoriți și luați în râs de această doamnă. Deci, zi-mi exact totuși ce s-a întâmplat ieri. O să vedem și declarația de după proces a Oanei Zăvoranu, consemnată de presă, că ea, repet, acum am înțeles că m-a și pomenit în proces, că nu știu exact ce calitate am eu în procesul ăsta, doar că am un cusur. Îl ascult și pe domnul doctor. Asta e ce n-ar ceva nasol. Deci, hai să vedem... Ce s-a spunea întâmplat doamnei președinte că, spunea așa. Doamnei președinte că îi place să apar la TV și că apar de, numai la tine în emisiuni, pentru că un fost coleg, respectiv tu, ai fost cel care m-a cunoscut prin prisma ei, ceea ce este adevărat. Dar relațiile interumane se construiesc în timp, nu de pe o zi pe alta, și nu poate pune nimeni garanție de pe o zi pe alta pentru cineva. La proces au fost o suită de declarații din partea domnului avocat Călin Silviu Ionuț, inculpat în acest dosar de penal, și doamna Ioana Zăvoranu. Repet, fiecare și-a spus punctul de vedere și și-a oferit declarația în fața instanței. Mă așteptam la mult mai multă corectitudine din partea domnilor lor, dar probele sunt la dosar. Asta zic, siguranță... probatoriu, dovezi noi au venit? Asta voiam să întreb. Nu. Sunt declarat. Dovezile care au fost depuse inițial la dosarul cauzei. Și în acest moment se analizează și evident că și instanța vrea să afle și să asculte părerea fiecăruia. În procesul în termenul din februarie am fost audiat eu ca parte vătămată. Am înțeles. Și în aprilie urmează să fie audiați și doi martori din cei 5, cred că sunt, sau 6, n-am înțeles exact. Da. Dar vedem pe parcurs ce se întâmplă. Dar, da. Așteptăm, vă rog, regia, s-o sunați pe Oana, poate reușim să dăm de ea. Împreună cu domnul doctor o să urmărim declarația Oanei acordată unor site-uri mai de încredere, în sensul în care Oana nu este chiar obligată să ține minte când mi-am luat cele mai mari înjurături din partea defunctei și regretatei mame, când am apărat-o pe ea. Nu e obligatoriu. Că i-am ținut partea de atâtea ori, dar chiar nu e obligatoriu. Ați văzut cât de mironosiță se dă Bogdan Ioan Furtună și cine este în realitate? Era sfătuit de prietenul lui Andrei Țârdea să mă bage în căruciorul cu rotile. Este această conversație pe interceptări. Sunt aceste probe la rechizitor. Am dat 200.000 de euro din banii mei pentru amenajare, 35.000 de euro pentru un împrumut, că tot spunea că m-am împrumutat, dar nu avea galoși în picioare. Acum, cu asta cu galoși în picioare, Oana Zăvoranu, acum trebuie să spunem că tatăl lui Bogdan a fost un doctor foarte respectat. Dar eu am mers de acolo, l-am cunoscut pe domnul. Și clinica domnului Furtun, cu numele tatălui, e de mai multă vreme. O clinică pe piață, eu am fost acum când doream să... Deci asta cu galoșii sunt epitete de ale dânsei. Să știi că și cu galoșii ăștia, mai bine nu iai și ești om, decât să iai și nu ești om. Sunt toți patru, este el, Furtună, Vlădescu și cu Țârdea, sunt prieteni vechi și au găsit o gâscă de jumulit. Astea, sigur, sunt păreri Oanei. Mai e ceva sau asta e toată treaba? Bun. Mai avem? Haideți să mai avem, să spună Oana. Avocata noastră va veni ca martoră în dosar și va spune cum a stat două zile și două nuți în fața lui și lui, ca să ne putem lua apăratura luată de noi,
nouă și luată cu Q-Q-Vai, cu Q-Q-Vai, mă scuzați, o aparatură veche de la el. Plăteam doctori care au angajat la centrul lui, erau pe statele de plată ale noastre, noi îl plăteam, iar ei nu existau. Ce să spun, este atât de intimidat încât ce să vezi, acum îi place să vorbească cu noi, nu părea intimidat nici când a dat interviu peste tot, de vezi, Doamne, ce s-a făcut acolo că era antifonat. Eu am mai văzut petrecere cu data fastă în condițiile în care românii mor de foame. Asta e o chestie relativ comunistă. Adică nu se poate face o petrecere pentru ca un spital foarte mare să aibă o chestiune de coeziune asta, în echipă. Da, mi s-a părut așa că mor oamenii de foame și dumneavoastră. Păi dacă trebuie să... Spun, da, putea să facă o petrecere la un restaurant, chiar dacă vezi, Doamne, voia să fremieze niște medici. Asta e o părere personală, în afara dosarului. Nu mă interesează acest... Au dezbătut televiziunile. Mergem acum, Bogdan Furtună, hai să punem câteva, că doamna a făcut niște afirmații în public și de asta am vrut să vorbim, ca să punem la punct. Pentru că dacă le-ai aruncat și tu, domnul Furtună, ești băiat fiind și taci din gură, nu e bine. De asta te-am întrebat, care-i punctul tău de vedere? În primul rând că nu știu la ce face referire vis-a-vis de scaunul cu rotile sau eu știu ce mai spune. Mă auzeți? Da, da, te auzim. Nu te vedem, dar te auzim. Gata. Nu știu la ce face referire cu scaunul cu rotile, că chiar nu am înțeles chestia asta, a prezentat-o și instanței. Nu consider că ar trebui să iau în seamă tot ceea ce spune doamna și nu numai eu, și publicul noastră și oamenii care într-adevăr trec prin filtrul gândirii astfel de lucruri, pentru că nu este primul circ televizat și de orice fel al doamnei, astfel încât știm foarte bine prin ce au trecut mulți și încă trec și cred că vor mai trece, pentru că nu, dânsa n-are o preliște, merge așa la nesfârșit. Dar din punctul meu de vedere, cred că toate lucrurile la un moment dat se vor lămuri, vor ieși cu siguranță la suprafață și ne vom da seama ce timp am pierdut să urmărim pe cineva care ne-a povestit, da, Bogdan, frumos și politicos pe la televizor. Ultima întrebare. Ea a făcut acolo niște afirmații că era spatru, că ți-a cerut niște scule și a primit altele. Există vreo dovadă în legătură cu aceste afirmații? Nu, cu siguranță. Există nu, documente, toate... există constatări, există ceva la dosar? Sunt niște imaginații de ale dânsei, cred că este într-o goană după un câștig material. Evident că toată lumea care a trecut prin acea clinică a furat-o, deci ne-am cumva s-au adunat sau are un fel de magnet către toate persoanele de acest gen, toți cei care au fost administratori, toți cei care au fost medici, toată lumea a avut ceva cu dumneai și au furat-o, dânsa fiind așa, un fel de Sfântul Petru pe pământ și noi am furat-o. Da. Da. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Furtună. Ioana Zăvăranu a fost sunată, nu răspunde la telefon. După pauză vorbim și noi cu Iliuță, vorbim cu Daniel, cu Claudia. O să ne cânte... Ce frumos, eu am cu pacienții mei. Așa frumoasă colaborare la cabine. Și domnilor, mulțumim, da, domnului doctor Bogdan Furtună. Ca să, apropo de asta, fiecare cu pacienții lui. Ia și-o pe ai mei. Nu? Da. S-a invitat. Da. Mulțumim. Da. Ne întoarcem. Salutăm pe domnul doctor. Toate bune. Toate bune. Mulțumim pentru vizitări. Doctorii de pe lumea asta, cu sufletul și cu educația și cu caracterul acestui om, păi țara asta cred că ar înflori, vă spun sincer. Da. L-am cunoscut așa întâmplător când eu eram în niște momente, când doream copil, când doream familie și mai departe. Iar dacă domnul ăsta voia să chelească oamenii de bani, eram prima. Da, domnule, trebuie dovezi la chestiile astea. Nu, mai nu eu vă spun din pauză, ne întoarcem. Suflet bun ca al lui domnul doctor Furtună. Când te scrip caraș cu dor, țara nascare pe jor, se văd colbul sub tișor, tiri-li-li-li-la. Când te scrip caraș cu dor, țara nascare pe jor, se văd colbul sub tișor, tiri-li-li-li-la. Dar veniți flac în roate, tropa e scut al patoate, bătrânii se vadă, tropa, tropa, tropa.
așa cum sunt baie, parcă îi fac cu din baie. Din baie și din pleavușcă și mai tragică de-o dușcă, mă. Bate din oră cu moș, la joc ești ca un cucoș, capusul și mâna jos, trilirilam. Bate din oră cu moș, la joc ești ca un cucoș, capusul și mâna jos, trilirilam. Hot și bun de glumă, porți babuța pe sub mână, strici cu voie bună, tropa, tropa, tropa. Și ni poate să poftească babuța s-o învârtească, la juca tot să rănească, dacă vrea să vlăguiască. Hai fleacă-i mai apăsată, moșul parcă cât cheiat, nu se lasă de jucate, trilirilila. Hai fleacă-i mai apăsată, moșul parcă cât cheiat, nu se lasă de jucate, trilirilila. Să-i cu doba tare, dar să purtăm rota la valie, unde ierba marin, să-i cu doba să-i. Am răsturna o leacă, nouă tare o să ne placă. Moșul de se pravaleaște greu, babuța-l mai urnește. Să margă jocul ușor, ca șocoasa prin mohor, ca mândruța după dor, tiririririlam. Dar să margă jocul ușor, ca șocoasa prin mohor, ca mândruța după dor, tiririririlam. Hai da după strunii, dar cu dobașul hanguțini, jocul se rasuni, în hai mândre, hai. A juca până de sară, mândruța cu catrișoară. Doar în brațe ca să-mi stai, gură tu și ca să-mi dai, tropa, trop și numai așa. Ilie Caraș, doamnelor și domnilor, nebunie totală în bucătărie. Claudia Ghițulescu s-a refugiat alături de colegul nostru Adrian Salomia, pe nedrept neglijat astăzi. Ia zi, ce ai făcut Cristi, acolo, Ilie, trec la degustare, Claudia? Nu pot să păcălesc cu nimic de aici, vrea să ne mănânce, am și un avocado pe aici, am zis că las să mai coacă. N-ai voie, ștevie? Nu s-a întâlnit cu Ștevia până acum. Asta nu, Ștevia. N-a cunoscut-o. Ștevia, Claudia, Claudia. Ea este Claudia Ștevia. Asta e Ștevia de Baciu, e de Telorman. De... Zic cum ai făcut Ștevia. Deci, Ștevia e foarte bună, am gustat, recomand cu încredere. Mâncărica noastră de Ștevie conține, desigur, Ștevie, ceapă, usturoi, pastă de tomate, nimic mai mult. Am făcut aceste turte de orez cu curcumă. Iar celălalt preparat al nostru, puiul nostru caprese, piept de pui, chorizo, mozzarella, chorizo care noi l-am gustat deja, am gustat gura, deja, pop, încep să iau viteză, da. Și cartofii noștri țărănești, avem cartofiori, niște roșii, șerii, ardei. Am înțeles. Cristi, dar eu chiar am grei. Are și Ștevie, e Dumnezeu. Eu chiar am vorbit așa frumos și el în șihal mi-a vorbit. Auziți, ia începe să degustați acolo, că eu am puțină treabă, puțină eleganță, doamnelor și domnilor. Ați observat că în ultima vreme am venit cu câteva prezentări de modă foarte frumoase către voi. Colega care ne furnizează aceste subiecte este chiar Cristina Manea, pe care o salut cu drag, care a venit de data aceasta alături de un domn pe care îl vedeți și l-ați văzut și la o ediție de 1 iunie a noastră acum ceva ani de zile. E vorba despre Stelian Miru. Atenție mare, venim de la Dubai. Ce ați făcut? Venim de la Dubai, te găsim cu muzică populară, cu Ștevie, nu mai pot de foame, Claudia, nu mai mâncați, vă rog frumos. Gata. Să-i dați, fete, că pare cam înfometată. Am venit cu un aer de Dubai, așa, de la etajul 73. Așa, de la Seles, lux. Exact, cu mult. Ați avut o prezentare de modă acolo, da? Am avut Stelian, un show de modă în adevăratul sens al cuvântului. A fost și Cătălin Botezatu, au fost și vedete din Dubai, au fost și vedete din... Dumneavoastră ați fost prezentatoare. Exact. A, și domnul Stelu. Și domnul, da, Stelu, exact, aici de față. Mamă, dar ce costum de scandal aveai, Steliane. Păi era unul dintre costumele făcute de către Cătălin Botezatu. Aha. Și ce să facem, chiar dacă era de scandal, să zic așa, era de un scandal pe mare lux și opulență. E adevărat. Foarte frumos, după cum vedeți, invitați. Iată-l și pe Uolele, cum era îmbrăcat Cătălin al nostru. Foarte mișto. Bun, pe de altă parte, Stelian aici este nu numai invitat, nu numai în virtute. A doua zi te-ai îmbrăcat mai frumos. Așa. Adică aș fi îmbrăcat așa ceva. A doua parte a serii. Deci de prima ieșeam pe ștrase, îți dai seama. Pe de altă parte, vedem să niște premii foarte frumos acolo. A venit și cu o colecție, nu? Pentru că tu te ocupi de modă. Eu mă ocup și de modă, printre alte, multe alte chestiuni. Și am realizat și o colecție de pijamale de mătase pentru copii. Prima dată am realizat-o pentru adulți, să zic așa, dar acum am realizat-o și pentru copii. Foarte pentru frumos. Că și copilașii trebuie să
să doarmă sau să se trezească în pijamale de lux de mătase. Foarte frumos, deci a fost Diamond Fashion Week Dubai 2024 la etajul 73 dintr-un building foarte important de acolo, din centrul Dubaiului, din downtown. Foarte frumoasă clădire, ne-a prezentat-o și Cătălin odată. Da, nu-i așa, da. Cristina? Da, așa este. Vedeți? Cu modele internaționale. Se numește, da? Da. Cu designeri internaționali, vedete de acolo, de la ei din Dubai. Bravo. A fost foarte frumos și modelele noastre s-au descurcat nemaipomenit. Erau de acolo, de la ei. Doamnelor și domnilor, stați să vedeți ce modele frumoase avem noi acum, pentru că prietenul nostru, Stelian, n-a venit cu mâna goală, ci a venit, atenție mare, deci s-a terminat, vin copiii în pijamale. Bravo, bravo, ultimul nostru model. Acum să vedem și defileul cu pricina. Intră toate manechinele noastre, de la mari la mici, superbe, în aplauzele. Hai, bucătăria! Bravo, bravo, așa să vă ajute Dumnezeu dacă aveți nevoie de... de eleganță chiar și în dormitor. Foarte frumos, foarte frumos. Da? Foarte frumos. Bravo, Stelian! Să rămână mult. Mulțumesc, asta este. Ei sunt cei care sunt valoroși, nu neapărat eu. Eu doar am pus, să zic așa, am sunteți îmbinat niște frumoși materiale, iar ei sunt frumoși noștri. Da. Doamnelor și domnilor, e foarte bine, s-a luminat treaba. Așa pijamele să-ți iei și tu, Ilie. Da. Da, o să merg la nuntă cu ele. La nuntă, la da? Nuntă, nu, puțin. Și Claudia vrea. Și
Claudia, o să fac Claudia, Claudia în pijamale. Tu te rog să fii tigresă, să poți să renunți și la pijamale, nu-i niciun fel de problemă. Da, dar așa pijamana asta sexy. Sexy? Da. Repet. Nu vrei să facem și o melodie cu... Dă-te și Marilyn Monroe cu puțin Chanel numărul 5 și să rezolvă problema. Și poți să fii și fără. Aia zic. Bravo! Da. E ești oricum, da. Mulțumesc, dragilor, felicitări. Mulțumim. Mai o să mai avem și alte momente foarte frumoase, poate chiar în această săptămână. Și felicitări copilașilor. Bravo, bravo, mulțumim. Bravo, Cristina, bravo, Ștelian. Cum a fost mâncarea? Ștevia, rasolul ăsta de ștevie a fost superb. Am înțeles. Dacă îl ține nouă pe ștevie, nu e bine. Poate botezăm, n-am zis că te-ai botez. Poate botezăm ștevia cu ceva după scurtă pauză. Auzi. Bravo, copii, mulțumim. Claudia și cu Ilie au fost ținuți în emisiune în scopul supunerii la un test. A, da? Care mână este cea mai bună pentru a agita ceaiul? Dreapta. Dreapta. Cel mai bine este să încercați cu lingurița, nu cu mâna. Am luat-o amândouă. În mână. Seara îmi dau o sarcină pentru a doua zi dimineața. Întotdeauna o duc la îndeplinire, dar mă tot ceartă. Cine sunt eu? Deci mi se dă o sarcină ca să facă ceva, deci un obiect. Primește o sarcină seara să facă ceva dimineața, după ce o face lumea să supără pe... Alarmă. Bravo! Bravo, mă, Iliuță, mă! Cel mai popular mod de a transporta oamenii pe pământ. Gândul. Cel mai popular. Gândul, nu știu. Asta mașina. Barza, mai popular. Barza. N-ai încercat să mergi cu mașina? Da. Vorbeam noi de o barză, știi? Da, da, da. Voi era un banc mai devreme, nu spune că s-ar putea să fie ultima emisiune. Nu, da, lasă-l, a fost de pauză. Pe jos! Pe jos, da. Pe jos, băi. Pe jos. Da. Apropo de ea, cu barza, în fine, o să o povestim altă dată, barza că vrea să vină barza, dar ceva până la barză nu ne iese la socoteală. De ce boală nu se îmbolnăvește nimeni pe uscat? De băutură, nu știu. Bravo. Pe uscat? Pe uscat. Dacă ești băuscat, nu ești la băutură. Dar, repet, pe uscat, dacă ești pe uscat, pe pământ, care, ce nu se întâmplă cu tine? Un? Dacă ar fi mare, ar fi? Ar fi în valuri. Pe valuri, nu știu. Hai că zice lumea că sunt mamelor de lumea întreagă. Și tot nu nimerim. Rău de mare! Rău de mine! Da. Da. Când poate fi cerul sub pământ? Poetic. Asta e poetica. Cerul sub pământ poate fi doar la necazuri. Ha? Uh-huh. Mă, Iliuță este ultimul mare romantic din România. Nu, îmi place după să citesc. După Fuego, a fost pe ultimul mare romantic, după aia tu. Îmi place să mai citesc, Cristian. Așa este, dar, mare lucru. Și știi că acum chiar o spun, că nu, să-mi iau, cu riscul să-mi iau hate-uri, da. Nu mai suport oamenii când zic că se plictisesc. Puneți-mă mâna pe o carte, că nu frige și nu omoară. Da, 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 și te mai și deșteaptă exact, un pic. Exact. Când se reflectă în apă, este sub. Adică când se reflectă în apă, ați înțeles. Da. Mai luminat, da, mulțumesc. Da, da, da. Andromaca mult ceva, ca în apă se vede invers. Știți cum era povestea? Cum zice moldoveanu, exact, da. Mă. Haide, copii, la cine dă de ruletă. Da, după aia să vedem. Avem. Ia să vedem. Păi da. Că la ce ați făcut, ai nevoie de ruletă. Cine dă de ruletă? Doamna sau domnul Ilie? Ea-i domnișoară, eu sunt domn. Da. Lăsăm domnișoara? Hai, prima domnișoară, hai să vedem. Ia, dă-i! Să vedem. 1 milion de euro! Mulțumim frumos! Păi luam acasă de mult dacă era cu 1 milion de euro. Hop, dă-i, doi. Așa, băutură cu surprize. Aoleu, pasează provocarea. Poftiți. Lui Ilie, dă tu Ilie acum. Eu chiar o respect și am grăit frumos, dar dacă mă pasează... Hai, încă o dată. Nu, eu asta mă chestesc. Aia mică. Ia să vedem. Nu, eu nu. Ia să vedem, dă-i. Cu băutura. Aia cu băutura, nu? Chiar pasează. Iliuța-i de-al nostru. Au venit moldovenii la noi.
Umple paharul cu paiul. Ferească Sfântul. O să fie bine. Așa e? Ne apucă dimineața. Fă-l și trebuie să ai, dar până atunci, doamnelor, dumnelor, puțin respect, avem un interviu foarte frumos cu părintele Constantin Necula până ne pregătim de această probă pentru Iliuță. Ai scăpat? De-aia mâncat ștevie. Da, mă, da. Aia e, să se vadă. Vezi dacă nu mâncai carne? N-am mâncat carne, ștevie. Părintele. Hai. Bună seara, părinte, Doamne ajută! Să rămână! Ce le-ați spus? Că am văzut oameni emoționați și au spus că ați ținut cel mai impresionat discurs. Ce le-ați zis? Nu exagerez, doar despre alinare. Ce înseamnă asta să ne mai alinăm și să ne mai aninăm unii de alții? Suntem într-o lume în care, din nefericire, ne urâm foarte mult și atunci alinarea e singurul verb care ar trebui conjugat la prezentul absolut. Suntem în prima săptămână a Paștelui. Ce le spuneți oamenilor? Ce ar trebui să facem? Să fie curajoși, să postească senin și să pornească înainte cu fruntea sus. Nu e, nu e complicat. Ce înseamnă postul? Oamenii trebuie să țină post doar alimentar sau asta ține și de altceva? Oamenii, mereu sunt discuții pe tema asta. Trebuie să-și redescopere omenia. Postul este pentru redescoperirea chipului uman din fiecare dintre noi și sunt convins că i-au înțeles asta de mult. E un mod de a fi în căutarea omeniei tale proprii. Părinte, sunteți mereu prezent în țară, oamenii vă solicită, vă cer părerea, vă întreabă diverse lucruri. Care sunt cele mai des întrebări pe care vi le adresează oamenii? Da, nu cred că există întrebări dese și rare. Cred că în funcție de nevoile lor atunci, în funcție de medii. Eu sunt bucuros când oamenii întreabă despre Dumnezeu, acolo mă mai pricep, la alte sunt mai puțin priceput. Sau care sunt cele mai des sfaturi pe care le dați? Aceleași, nevoia cunoașterii lui Dumnezeu pentru a putea să ne desăvârșim în propria noastră viață. Chiar crede în asta. Ce evenimente mai aveți? Înțeleg că pe 27 pregătiți ceva cu domnul Piersic? Este, de fapt, la o invitație a domnului director Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru. Va fi pentru ziua teatrului o întâlnire în trei la teatrul Radu Stanca din Sibiu, dar asta va fi strict misiunea teatrului. Eu sunt invitat acolo și sprijin doar așa puțin. Apoi vor mai fi foarte multe, sunt foarte zeci de conferințe în țară până de Paști. Globetrotter, Romanian Trotter, cam așa, da. Și noi încercăm să vă prindem la emisiune. Doamne miliește, vedem cum face. Să rămână. Un gând pentru Paște? Să nu uitați că Hristos a înviat și din perspectiva asta merită să postim. Vă mulțumim mult de tot. Să rămână. Da, doamnelor și domnilor, părintele alături de noi. Uite, o să facem așa, avem deja sucul, pregătim pe Ilie. Nu știu ce trebuie să fac. Până atunci însă împreună, Ilie a aflat de la noi șocat mai devreme că astăzi ne despărțim de marea voce, George Nicolescu, care a trecut la cele sfinte. Un om de o bunătate absolut extraordinară, o voce rarisimă a muzicii românești. Dumnezeu să-l ierte, îi mulțumim și vă aducem aminte o secvență foarte frumoasă. Atunci când am fost la emisiunea Exclusiv VIP, îți mulțumim, maestre, că ne-ai îmbogățit sufletul. Haideți să o vedem, după aceea terminăm în forță cu probă. Cred că fiecare dintre cei care sunt, mă refer în primul rând la tineri, pentru că eu ascult muzică și muzica lor, este foarte interesant, însă cred eu că bine ar fi pentru tineri să încerce să se adapteze un pic mai mult la ceea ce este puțin mai vechi de dinainte, adică să mai învețe și de la cei vechi, pentru că n-au ce pierde, după părerea mea, bineînțeles. Da. Domnul Niculescu, sunteți pregătit? Cam ceva pentru dumneavoastră? Cred că da. Da. Păi hai să spunem bună ziua. Bună ziua! Bună ziua! Cine este la telefon? Să spun eu cine e? Da, să spună domnul Niculescu. Cine e domnul Niculescu la telefon? Este fata mea pe care o iubesc. Domnul Niculescu, simt o emoție pe care în aceste 4 luni de zile de când a început emisiunea rar am întâlnit-o. Un om care se bucure atât de mult când își aude copilul. Da, n-am cuvinte să spun cât de mult mă bucur. Luminița, bun venit! Bine v-am găsit!
pot să-mi descriu puțin acest om pe care eu toată viața mea, de 30 de ani de când muncesc în zona asta, l-am văzut ca pâinea lui Dumnezeu. Domnul Niculescu este un om de o... de o bunătate și de o... el radiază. Eu așa l-am văzut tot timpul. Așa este. Cred că de multe ori prea bun. Au fost ocazii în viața noastră când a făcut anumite chestii pe care noi ceilalți am zis, păi de ce așa? Pentru că, într-adevăr, este un om foarte bun. Și fericire, iradiază fericire, toată lumea spune chestia asta. Curios este că eu am un băiețel de 10 ani și același lucru mi se spune despre băiețel. Deci îl moștenește băiețelul. Se pare că da, eu cel puțin din punctul ăsta de vedere, toată lumea îmi spune, când îl vezi, imediat, pare că e fericit, ceva de genul ăsta. Aș mai adăuga că și eu iubesc pe copiii tăi, să știi, și pe copilul lui Daniel. Bineînțeles, bineînțeles. Păi o să ai ocazia să îl chinui un pic peste 2 zile, 3 zile. Știu. Luminița, de ce să-l iubim pe George Niculescu? Păi, în primul rând presupun că pentru ceilalți trebuie să-l iubiți pentru cine este, pentru că este un om bun, pentru că este un mare artist. Nu pot să pentru mine, eu îl iubesc ca pe tatăl meu, evident. După aia, bineînțeles că sunt foarte mândră de cine este, sunt și îl iubesc și din punctul ăsta de vedere, dar în primul rând e tata. Da, ne-am despărțit și de marele critic și literar și profesor Nicolae Manolescu și am pierdut un coleg de facultate, Andrei Dicu, care scria la Fanatic și care a murit la doar la 49 de ani, care a fost colegul meu de facultate. Incredibilă despărțire. Prin urmare, îl salut pe Andrei de acolo de sus de unde este. Acum însă, la final, Claudia îi dă o soluție, dar Ilie are alta. Ia să vedem. Ea zice că se face așa. Dacă s-ar face contra cronometru. Până mâine ne ține. Până mâine vă țin aici. Puteți să intrați Andreea, nu mai prezinți focusul. Nu mai prezinți focus că fac ăștia mici. Sau Ilie a pus boticul la... Nu bei, mă, trebuie să ieși. Da. Mai Ilie, mamă. I-am spus să nu-i mai puneți bere. Da. Gata. Numai. L-ajutai. Care era tehnica? Arată-i tu tehnica. Nu mai era. Îl ajutai. Deci trebuia să tragi puțin și după aia să pui... Ca la vin. Trebuia să-l bei. Da, exact. Da. Păi da, la... Fui și lui sete, bău repede. Am văzut să te scap pe tine, că trebuia să pui tu boticul acolo. Doamnelor și domnilor. Uitați că pedeapsa Ilie a fost... Ilie a fost un gentleman, nu? Mereu. Mai Crisi, pedeapsa era a lui, nu a mea. Am înțeles. Da. Asta cu suc. Și de fapt, pedeapsa era a ei, dar mi-a pasat-o mie. Asta zic, nu-i plăcerea, era doar o pedeapsă, dar am trecut... Da, gata. Să schimbăm vorba, că cine știe ce mai aflăm. Mulțumim foarte mult, Claudia Ghițiule, sunt Ilie Caraș. Mâine, cu alte surprize în programul nostru, rămâneți cu focus. Suntem în direct și în reluare alături de voi. Azi seara vreau să mă duc pe planetă.